Cu siguranță Crăciunul 2020 nu va fi uitat prea curând. Nu vom mai primi colindători, iar pițerăii se amână pentru vremuri mai bune. Poate nu ne vom mai întâlni cu toții la masa festivă, dar cu siguranță vom fi cu gândul la toți cei dragi. Sărbătoarea Sfântului Andrei din 30 noiembrie marchează începutul sărbătorilor de iarnă. Anul acesta românii vor avea și un weekend prelungit. 30 noiembrie a fost declarată sărbătoare legală, iar alături de 1 decembrie formează prima mini vacanță din sezonul rece. Cei mici sunt nerăbdători să-l primească pe moș Nicolae, iar părinții deja au început căutarea prin magazine pentru a-l ajuta. Urmează zile de foc pentru ajutoarele moșului, dar și pentru magazinele online, care au de câștigat mai ales în perioada pandemică. Prețul jucărilor variază în funcție de buzunarele fiecăruia, dar și de pretențiile copiilor. Bugetul va fi puțin redus din pricina vremurilor nefavorabile cheltuielilor. Masa de Crăciun se va menține totuși bogată cu atât mai mult cu cât prețul la carnea de porc a început să scadă. Însă o masă de sărbători poate ajunge și la câteva sute de lei, în funcție de specificul acesteia. Finalul anului va fi marcat cel mai probabil acasă în familie. Cum restaurantele sunt deocamdată închise, iar evenimentele private interzise, românii vor trece în 2021 în sânul familiei. Cabanele la munte vor rămâne deschise, însă nu se vor organiza mese festive dacă situația epidemiologică nu va permite. Nici concerte și nici focuri de artificii nu vor mai anima atmosfera în acest an. Dar partea bună este că vor fi economisite sume frumușele, atât în bugetul autorităților, cât cât și în portofelul românilor. 2021 este așteptat să vină cu vești bune. Dacă în istorie se va scrie că anul 2020 a fost anul restricțiilor impuse de pandemie, să sperăm că 2021 va marca încheierea crizei sanitare și revenirea la normalitate.